Eu aș vrea să spun că pe parcursul anilor, deci avem istorii de succes implementate în sectorul agricol și astăzi, de exemplu, dacă noi am vrea să vedem o fermă zootehnică model, noi putem să vedem aici în Republica Moldova, nu-i neapărat să mergem în Olanda sau în Germania. Dacă noi vrem să vedem o plantație model de viță de vie cu toate sistemele de protecție necesară, antigrindină, antiploaie, antiîngheț, o avem aici în Republica Moldova. Astăzi Moldova exportă struguri de masă în 29 de țări ale lumii. Vorbim și de Mongolia și de Canada. Deci este un rezultat bun. La fel și cu vinurile care le produce Republica Moldova, circa exportăm în 70 de țări, inclusiv și în Australia, deci care este o țară producătoare de vin, deci dacă se exportă vinul moldovenesc, mai vorbim de China, de Statele Unite. La fel, un frigider modern cu linii de sortare, ambalare, deci plantații moderne care corespund celor mai noi standarde. Deci toate le avem implementate în Republică. Ce ne rămâne să facem? Să le replicăm ca mai mulți producători să aibă posibilitatea și capacitatea de a implementa tehnologii similare, investiții similare, ca să facem față concurenței pe piața internațională. Nu, aveți dreptate, modelele respective există, dar totuși trebuie să recunoaștem că modelele respective sunt destul de puține. Fiindcă una din marile învinuiri care se aduceau foștilor miniștri, foștilor deci, guverne, ministerului, că nu știu cum împart ei deci, susținere pentru agricultură, dar ea tot timpul financiar se duce la companiile mari. Companiile mari, cei care au mașini, au combine, au, își construiesc acolo avieri mari, dar de fapt aceia ce se numește clasa de mijloc sau mișii producători, nici de cum nu au primit susținere de la stat. Deci, este o problemă veche. Da, da, dar aș vrea să menționez că lucrurile nu stau chiar așa. A, deci, din rezultatele subvenționării pe anul trecut, deci aveam în jur de 4.800 de beneficiari, care au beneficiat din subvenții. Da? Din fondul de subvenționare de 1,5 miliarde. 4.800 și un pic, da? Nu mai țin minte exact cifra. De asemenea, acești beneficiari sunt repartizați pe categorii. Deci aș vrea să menționez că atât după număr, cât și după valoare, deci avem următoarea distribuire. În jur de 41% pentru cei mici, 42-43% ar fi pentru 42% totuși, pentru cei mijlocii și diferența ține de gospodăriile mari. La fel, deci cum am menționat, nu numai după număr, dar și ca volum a subvențiilor care au fost distribuite. Vreau să menționez că acest suport din partea statului, da, de 1,5 miliarde, a generat altele 4-5 miliarde de lei investiții din partea sectorului privat. Bineînțeles că probabil sunt unele lucruri care nu sunt atât de corecte în distribuirea. Rămâne ca să îmbunătățim subvențiilor, rămâne ca să vedem cum îmbunătățim acest mecanism, cum eficientizăm impactul acestui mecanism asupra sectorului. Dar datorită oferirii acestor subvenții, da, deci noi avem informații corecte privind numărul de beneficiari. Da? Deci noi azi putem să spunem că cele 4.800 de întreprinderi au beneficiat de aceste subvenții. Deci mai mult procesul este transparent, mai mult cu circa 600 de întreprinderi. Este o dinamică pozitivă. Avem o dinamică pozitivă, exact.